partener a Jibes. Protocolul de înfrățire între orașele Ovidiu și Cuciucuiu a fost semnat în urmă cu aproximativ o lună, atunci când o delegație în frunte cu primarul Georgios Cupra a vizitat mica localitate din Turcia. Cu siguranță vom face schimburi culturale pe viitor mult mai ample. Am fost impresionați de-a dreptul de acest mic orășel de dimensiunea orașului Ovidiu. Este un oraș pe malul Mării Egee, un oraș de aproximativ 12.000 de locuitori. Din acest punct de vedere, seamănă foarte mult cu Ovidiu. Am avut plăcerea să vizităm și satele componente. Vreau să vă spun că e vorba de două sate, unul Zeus Altar, care efectiv parcă îi rup din rai, la modul cel mai serios. Înfrățirea se dorește a fi una benefică, în primul rând, pentru schimbul de experiență care are loc. Romani halklarının birlikte daha güzel şeyler yapması noktasında bir araya geldik. Eu în colaborare cu domnul primar al orașului Ovidiu ne gândim pentru această înfrățire, ca această înfrățire să fie bună pentru viitorul tuturor locuitorilor, cât de la noi și cât de aici din România, adică o unire între români și turci. Astfel de activități sunt încurajate de oficialii celor două state. İşlerde sadece karşılıklı ziyaretler yeterli değil. Deci, așa cum ați spus și dumneavoastră, așa cum a spus și domnul primar din orașul din Turcia, această înfrățire nu este numai pe hârtie, nu este de ajuns. Ea trebuie să prospere. Avem numeroase înfrățiri în județul nostru cu orașe din Turcia și mai avem câteva în desfășurare la care se lucrează. Comunitatea turcă-tătară va fi o punte între cele două orașe, având în vedere că în acest oraș avem una din cele mai importante comunități turcotătare. Primarul turc a primit de la edilul din Ovidiu o ie, un brâu, dar și un album realizat în urma călătoriei în Turcia, dar și o ciocolată, chiar de la fabrica din oraș. Acesta i-a întors favorul oferindu-i în dar un tablou cu orașul pe care îl conduce.